După ce Crin Antonescu și soția sa au dat declarații în fața procurorilor și alți politicieni au dat cu subsemnatul la DNA, președintele Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, Mădălin Voicu și soția acestuia Carmen Oltanu au ajuns astăzi în fața procurorilor. Valeriu Zgonea, al treilea om în stat, s-a prezentat în fața procurorilor în calitate de martor. Acesta a fost audiat în dosarul în care este cercetat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care este cercetată pentru luare de mită, spălare de bani și folosirea influenței. La ieșirea de la DNA, Zgonea a precizat că a dat o declarație în calitate de martor și că va face tot ce este în putință pentru aflarea adevărului. Tot astăzi, Mădălin Voicu și soția sa au ajuns la DNA, fiind citați în dosarul Partida Romilor, în care deputatul este acuzat de fraudare a fondurilor europene destinate finanțării persoanelor defavorizate. În același dosar este cercetat în stare de arest preventiv și deputatul Nicolae Păun. La 1 martie, procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe bunurile deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun, dar și a altor inculpați în dosar. Procurorii DNA au dispus azi extinderea urmăririi penale pe numele lui Mădălin Voicu și Nicolae Păun în dosarul privind fraudarea fondurilor europene.